Acceptă, nu accepta. Nu are niciun sens acest titlu, așa-i? Dar te face curios să știi despre ce este vorba? Dacă îți spun, acceptă ce nu accepti și nu accepta ce accepti, cum ajunge acest mesaj la tine? Cum ajunge acest îndemn la tine? Probabil că te confunzează și mai mult, așa-i? Dacă da, urmărește acest video, căci sigur te vei regăsi în una sau sigur mai multe din situațiile pe care le voi descrie. Și vei înțelege, sper, că tu singur sau singură îți creezi rău, oricare ar fi situația ta. Da, bineînțeles că vin și cu soluții, așa cum te-am obișnuit deja. Este video 42 din seria Pandemia deschis cutia Pandorei și drumul către libertate. Întreaga serie o găsești în linkul acestui live. Iar eu sunt Ozana Gioșcă, fondatorul mișcării Be You Be Free și autorul bestsellerului pe Amazon Iluzia libertății și puterea ascunsă. Hai să vedem despre ce este vorba în acest video, și anume sunt două categorii de oameni din perspectiva acceptă și nu acceptă. Și anume, mulțumesc pentru like-uri și inimioare, vă salut pe toți. Sunt cei care nu acceptă nimic. Cum adică se îmbracă cu pantalonii aia lălui care îi arată chiloții? Nu acceptă așa ceva. Nu accept mișcarea gay. Cum adică să-și schimbe sexul? Cum adică să se îndrăgostească, să se combine cu o persoană de același fel? De același sex, pardon. Nu accept politicianul corupt. Dacă e politician, să-și facă treaba. Nu pot să accept, nu pot să sufăr, nu pot să înghit. Nu accept cum și-a construit vecinul casa. Nu că îmi îmbrește mie vederea, ci pentru că nu-mi place cum și-a construit și atunci nu accept. Nu accept ce mănâncă sora mea. Că mănâncă numai tâmpenii. Nu accept ce spune X pe Facebook sau până alte parte pe YouTube. Sau Ozana, poate să fie X. Nu-i accept pe cei ce nu înțeleg ce se întâmplă în ziua de astăzi. Nu accept prietenul copilului, prietenul, prietena copilului meu, că nu vine din aceeași familie bună din care vin și eu. Nu accept prostii, uite, spune cineva. Sunt oameni care ei știu mai bine. Și nu acceptă nimic din ce nu acceptă, adică multe. Aceste neacceptări, e nevoie să știi că vin din ego, vin din judecată. Pentru că dacă nu-ți place ceva, înseamnă că treci printr-o propria ta judecată ca să spui că nu-ți place și că nu accepti. Vin din critică, iar critica întotdeauna începe cu tine, critica la adresa ta. Apropo, oamenii care critică n-au cum să fie fericiți. Și știu că am fost acolo. Deci tot ce spun, spun din propria mea experiență, că n-am acceptat multe. Și am înțeles cum mi-am făcut rău mie. Apropo de crăpătură, ești la un restaurant cu prietenii, vezi o crăpătură pe tavan și gândul stă numai la crăpătura aia, cu critici. Toată seara doar te gândești sau te uiți, îți mai apare în minte și în cap acea crăpătură pe care nu poți să o accepti, că nu e tavanul frumos și normal. Această lipsă de acceptare mai vine și din superioritate. Păi eu sunt mai șmecher ca tine, cum adică să accept ce spui tu? Eu știu mai bine că sora mea mănâncă niște prostii și gunoaie și că o să se facă, o să-i fie rău și o să se îmbolnăvească, că eu știu mai bine. Sunt superioară surorii mele. Sunt superioară vecinului care își construiește casă după gustul lui, că nu e ca și gustul meu, că nu-mi place mie. Și eu știu mai bine decât vecinul meu. Etică, ai înțeles. Vin și din faptul că, din credința, că eu dețin controlul. Tu fă ca mine, pentru că eu știu mai bine. Și taci și ascultă. Vin și din credința că eu gândesc logic, dar numai eu gândesc logic. Ceilalți sunt niște idioți sau parțial idioți. Cum poate să gândească așa? Cum poate să facă aia? Cum poate să se îmbrace așa?
Și mai vin și din neadaptare, care e o mare, mare, mare provocare. Dacă nu te adaptezi în ziua de astăzi, nu prea ai cum să mai supraviețuiești. Știi, înainte, mulțumesc pentru like-uri și inimioare, înainte supraviețuia în epocile anterioare, supraviețuia cel mai puternic. Dar în ziua de astăzi, și de mâine, și de poimine, supraviețuiește și va fi bine doar cel care se poate adapta. Pe de altă parte, sunt multe persoane din categoria, hai să zicem, subcategoria, care au lucrat cu ele, care au înțeles multe lucruri, au schimbat la ele, au transformat la ele multe lucruri și acum au tendința să-i împingă și pe alții să facă la fel. Și de unde vine această neacceptare? Păi sunt niște idioți aia care s-au vaccinat, nu? Sunt niște idioți aia care nu înțeleg ce se întâmplă în lume. Sunt niște idioți aia care pun stâlpii de telefonie mobilă sau care fac eu știu mai ce pe la bancă să etică. De unde vine această abordare? Din credința că trebuie să se trezească toți. Și mai mult decât atât, trebuie să se trezească când zic eu, când vreau eu și trebuie să asculte după ce spun eu. Trebuie să vadă lucrurile reale, așa cum sunt, că dacă eu le văd, trebuie să le vadă și celălalt. Și iarăși, eu știu mai bine. Și eu sunt deja la un nivel, sunt invincibil, sunt infailibil, pot multe, că am făcut multe, am obținut multe, pot să merg în continuare, nu mă poate ataca nimeni. Iarăși un big, 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 mare ego. Treaba cu ego este că treaba lui este să țină oamenii, să te țină, dacă ai ego, și majoritatea avem, într-o anumită măsură sau alta, să te țină în siguranță, nu să fii fericit. Categoria a doua de oameni sunt aceia care acceptă orice. Acceptă primul restaurant care iese în cale că, na, atât am văzut, atât se poate, chiar dacă ne arată bine, chiar dacă nu are mâncarea pe care mi-o doream eu în seara asta, o să accept acest restaurant. Acceptă un prieten sau un soț sau o soție doar pentru că mă vrea. Că mai mult decât atât nu pot, mai bine decât atât nu pot. Acceptă jobul care se oferă. Că se oferă, că altceva oricum nu primesc și să mă mulțumesc și cu ăsta. Vai ce bine că am primit și ăsta, sunt recunoscător că am primit și eu ăsta ca să am și o sursă de venit. Acceptă să meargă cu piatra de pantof, piatra în pantof, chiar dacă îl roade, chiar dacă îi julește acolo și îi face rană, că nu-i chiar atât de rău. Acceptă impunerea, acceptă regula, chiar dacă nu e de acord cu ea, că oricum n-are de ales. O restricționare azi, o restricționare mâine și uite așa, acest om ajunge să fie prizonier în propria viață și nu mai poate schimba la un moment dat nimic. Nu pentru că elita și reguli și așa, ci pentru că nu mai este în stare și crede-mă că am văzut și văd din ce în ce mai mulți astfel de oameni. Chiar astăzi am fost la Starbucks și tipul care servea la ghișeu, după ce am făcut comanda, zice, dar nu mai vine soarele ăsta odată, de-abia aștept să vină soarele, să vină vara. Și eu îi zic, eu nu cred că o să vină vara anul ăsta, pentru că deja ne-au arătat. Este o climă pe care o controlează, e o climă pe care norii ăștia nu sunt nori reali, sunt nori manufacturați, e clar, se vede, și cred că nu ne lasă. Omul respectiv nu a auzit absolut nimic din ce am spus. Deci eu i-am răspuns la remarca lui, că nu mă apuc să vorbesc cu oameni decât dacă întreabă sau zic ceva, și a trecut pe lângă el tot ce am spus eu, fără să audă. De ce spun toate lucrurile astea? Pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care pur și simplu
se închid la anumite informații. Nu vor să le audă. Și de aceea spun că vor ajunge, acceptând o restricționare azi una mâine, să nu mai poată să mai schimbe nimic. Nu vor mai fi ei în stare să mai iasă de acolo. Mai sunt oameni care acceptă promovarea, dar fără creștere de salariu, că mă simt bine că mi-a dat un job nou și nu înțeleg că compania nu poate să-mi dea mai mulți bani sau poate că dacă cer mai mulți bani îmi ia și promovarea asta, așa că mai bine mă mulțumesc cu promovarea. La fel și cu bonusul. Accept jumătate din bonusul care mi se cuvine. Înțeleg că trebuie să dea din performanțele, din ce am muncit eu și ce am adus eu în companie și la alții care, chiar dacă n-au muncit, n-au adus atât de bine ca și mine, merită și ei să aibă niște bani. E ok. Și nici cel care are antreprenorul care are business nu-i mai prejos. Sunt atât de mulți antreprenori. De fapt, majoritatea antreprenorilor pe care eu i-am cunoscut pentru că nu vindeau suficient, nu făceau suficienți bani în business, erau din zona accept prețul pe care mi-l oferă clientul. Știu că nu este exact ce-mi doresc eu, știu că muncesc mult sau că valoarea a ceea ce dau este mai mare, dar mai bine accept prețul ăsta și am un contract și am un client decât să-i spun nu și să n-am pe nimeni. Că măcar așa vin niște bani. Și uite așa, cu acceptarea azi una mâine, ajungi să trăiești o viață fadă, o viață anostă, care nu te bucură, nu te mulțumește și, de fapt, care nu e a ta. Pentru că, de fapt, tu trăiești în viața altora, ale căror lucruri le accepti. De aceea suntem unde suntem. Pentru că oamenii nu au înțeles aceste capcane în care ei trăiesc. Și pentru că încă majoritatea nu înțeleg și nu înțeleg nevoia de schimbare. Sunt mulți care au înțeles ce se întâmplă, dar încă nu vor să schimbe. Încă stau, nu accept nimic din ce se întâmplă, mă lupt eu cu toți. Te lupți cu cine? Cu tine te lupți, că altfel te muți cu morile de vânt. Ei bine, ce poți să faci? Și nu o să-ți placă soluția, dar eu o spun. Cei care sunt în zona nu accept nimic, acceptă tot. Și îți spun de ce. Pentru că n-ai decât două variante. Nu poți să schimbi și atunci n-ai decât să accepti, că dacă nu accepti, oricum nu se schimbă și oricum trăiești și cu lucrurile pe care nu le accepti și trăiești și cu înverșunarea și încordarea că trebuie să schimbi ceva sau că nu-ți place. Măcar acceptă-le. Pe de altă parte, ai varianta în care poți să schimbi și multe dintre lucrurile pe care, care nu-ți plac și pe care nu le accepti, le poți schimba, dar nu în felul în care crezi tu că le poți schimba. Acceptarea acestor lucruri este primul pas către schimbare. Căci nu poți schimba ceea ce nu accepti. Pur și simplu. Acceptă ca prim pas, după care transformă. Unde este transformarea? În tine, în primul rând, ca să se întâmple în afara ta apoi. Iar cei care acceptă de toate, învață să spui nu. Și ca să poți să faci asta, o să spui bine, bine, e foarte ușor pentru tine, Ozana, să spui nu, că tu ești din categoria, eu eram din categoria, ai să râzi. Eu mă regăsesc în categoria, nu accept că eu sunt superioară, sunt șmecheră și sunt, am o minte logică. De acolo am plecat. Dar pe de altă parte, am fost și în categoria, trebuie să accept prețul ăsta, trebuie să accept să vând cu discount ca antreprenor, trebuie să accept mai puțin bani, trebuie să accept și situația asta care nu-mi place. Deci le-am avut pe amândouă bubele în cap și știu cât de nasol e. Și majoritatea oamenilor suferă cu aceste acceptări și neacceptări. Deci știu exact cum te simți pentru că am simțit și eu fix același lucru. Întorcându-ne la cei care acceptă de toate și nu spun nu, învață să spui nu, e ușor de spus, greu de făcut, da, dar îți dau acum câteva, să spunem, idei
ca să poți să începi să spui nu. Până când nu rezolvi energetic în tine ceea ce te face să accepti, e greu și nu poți să scapi de această acceptare care nu-ți place. Dacă vrei să rezolvi energetic, știi deja că avem sesiuni private, avem programe, avem o mulțime de instrumente și de feluri în care poți să rezolvi lucrurile acestea. Până când ajungi la o sesiune privată cu mine sau într-un program, îți dau acum o idee, îți sugerez să te întrebi de fiecare dată când e ceva ce nu-ți place. E bine pentru mine această propunere, acest deal, această alegere, acest contract, etc.? Sau nu? Și când o să înțelegi că nu e bine pentru tine, sper să-ți fie mai ușor să spui nu. Apoi, întreabă-te cum mă ajută pe mine această propunere, deal, alegere, etc. Și mai întreabă-te cum mă încurcă pe mine. Pentru că în momentul în care vei înțelege că te încurcă mai mult decât să te ajute, sper să ai mai mult tupeu, tupeu e ce, un pic prea mult spus, să ai tăria necesară ca în măcar să începi ca în unele situații să spui nu. Apoi întreabă-te de ce aș alege ce nu e bun pentru mine? E o întrebare cheie. De ce aș alege ce nu e bun pentru mine? Și următoarea întrebare este, care este motivul real pentru care fac această alegere, acceptare, această alegere care e în detrimentul meu? Îmi este frică că X, că mă părăsește, că rămân singură, că nu găsesc alt job, că nu mai am bani, că vezi ce-ți vine ca răspuns. Sau cred că dacă nu accept, se întâmplă X, sau dacă accept, se întâmplă Y, sau cred că e ceva pe acolo care îmi dă, îmi satisface o anumită nevoie, doar că nevoia respectivă este din frică, din, n-aș spune inferioritate, din insecuritate, versus când alegi conștient, evident, este din puterea ta interioară, către care îmi doresc împreună cu Anișoara să vă conducem pe cât mai mulți dintre voi. Da, important este să-ți identifici aceste frici, aceste credințe care te fac să faci aceste alegeri care nu sunt în favoarea ta, ba dimpotrivă, și să lucrezi energetic. Lucrând energetic, vei putea foarte ușor să spui nu și să faci alegerea potrivită ție. Este foarte simplu atunci când îți dai tu timp să lucrezi cu tine. Și lucrul energetic este cel mai rapid, cu rezultate absolut instante. Dacă lucrezi cu energetic empowerment, dacă lucrezi cu alte instrumente, nu știu. Dacă vrei să te ajutăm, să știi că în descrierea acestui live sunt câteva link-uri pentru carte, pentru sesiune, pentru programe, inclusiv o sesiune privată cu mine, dacă vrei să te ajut eu în mod special. Care este legătura între ce am spus acum și cutia Pandorei? E foarte simplu. La nivel mondial se împute treaba. Se strâng curerele, este din ce în ce mai greu pentru oameni, tocmai ca să înțeleagă, ca oamenii să înțeleagă că nu mai vor așa și să nu mai accepte și să facă ceva. Dar nu vorbesc despre instigare la luptă, război civic, revoluție și alte minuni. Nu este despre asta. Este despre a te focusa pe tine în interiorul tău. Schimbarea pe care vrei să o vezi în afară, în lumea în care trăiești, este nevoie să fie făcută în interiorul tău, înainte. Doar așa poți să obții, lucrând cu tine, poți să obții schimbarea pe care ți-o dorești. Oamenii spun, guru, fii tu schimbarea pe care ți-o dorești în lume. E minunat, așa e extraordinar îndemnul. Dar cum ajungi să fii tu această schimbare pe care ți-o dorești în lume? Nu pentru că pui tu hârtia la coș sau aduni o hârtie pe care a pus-o altul pe stradă. Și asta.
Dar este foarte puțin să faci astfel de lucruri dacă tu nu schimbi în interiorul tău. Baza a ceea ce vrei să trăiești este în interior, este transformare în interiorul tău. Am spus-o și o spun de fiecare dată. Așa că te invit să faci această călătorie minunată și eu am fost forțată să o fac și Anișoara a fost forțată să o facă, dar pentru că am parcurs-o și pentru că am ajuns să trăim viață frumoasă, viața pe care ne-am dorit-o, de fapt mai bună decât viața pe care ne-am dorit-o, viața frumoasă, putem să-i conducem și pe alții, să te ghidăm și pe tine, să ajungi și tu să trăiești acolo, schimbând în interiorul tău. Sunt Ozana Gioșcă, fondatorul mișcării Be You, Be Free. Văd că cineva deja spune, mă simt discriminat. Vezi? Mă simt discriminat, n-am citit tot comentariul, este tot o piatră de moară pe care poți să o rezolvi energetic, pe care o duci în cârcă și pe care o poți schimba, o poți transforma lucrând cu energetic empowerment. Ca să scapi de acest sentiment. Și odată ce scapi, scapi în ghilimele că îl transform, nu iese din tine și atât, dar scap de el. Olimpiu zice, citește, nu mai pot să mă duc înapoi, că nu mai văd toate comentariile. Odată ce ai scăpat de acest sentiment că cum era, mă simt defavorizat, sau mai știu, din tine, nu te mai simți defavorizat. Când ai acel sentiment și îl transformi, nu mai te doare, nu te mai influențează, nu mai apare în viața ta și nu te vei mai simți așa. În situațiile următoare în care te-ai fi simțit cu acel sentiment de ce era, nu vei mai simți același lucru. Viața ta poate să fie altfel. Îți mulțumesc încă o dată că ai urmărit acest video. Încă o dată, Ozana Giușcă, Be You, Be Free. Seară frumoasă!